Ola, ola! Este prea dimineață! Bună dimineața! Tequila ta e grea! E bunică, ești agitat așa dimineața? Poleu, lingurițe, n-avem linguriță. Ne-am... Stai bine! Ne-am distrat ieri! Am terminat toate lingurițele! Nu vă faceți grijă, am mâncat doar flan de huevo! Și noi o plajă pe aici prin jur să mergem să ne vedem cafeluța. Lasă că și când am avut nu ne-am mai dus. Da, acum aveam chef. Da? Viața grea, bine, nu? Bine. Hei, vreau spumat. Nu există la ora asta. Mai încolo? De subsistență, așa, nu e... Nu e de plăcere. Pune așa, ca sălbaticul cafeaua. Laptele. Obosit, băiatul. Și băiatul e obosit dimineața. Foarte obosit. Bună dimineața! Din Gijón. Sau dacă citești pe litere, Gijón. Am parcat autorlota și mergem un kilometru pe jos să vedem Museo de Ferrocarril, adică muzeul trenurilor. E gratis, nu știu cum ar putea fi gratis, dar vedem acolo dacă fi sau nu. Sunt multe atracții gratuite în Gijón. Asta e, nu se plătesc. N-am mai întâlnit până acum, dar așa e în orașul ăsta. Și este cel mai aglomerat oraș în care am fost noi până acum. Nu găsești niciun loc de parcare. Am avut un noroc maxim că am găsit loc de parcare. Nu știu cum, dar am găsit într-un final, după ce ne-am plimbat în tot orașul o oră. Și o chestie interesantă, Gijón ăsta nu seamănă deloc ca Spania. Dacă o să veniți aici, e foarte ciudat că ai senzația că ești într-o, nu știu, o țară mai germanică. Da, da, un stil de ăsta foarte nemțesc așa la clădiri, la străzi, la tot ce se întâmplă aici în jur și o să vedeți că e... n-are nicio treabă cu Spania. Doar așa că mai vezi câțiva palmieri, îți dai seama că nu ești chiar în Germania. Da, dar palmierul ăla e super rar. Da, uite pe aici cum arată, de exemplu. Danemarca, direct. Cu vreme de Spania. Da. Asta aici este Museul de Ferrocarril. Am ajuns. E gratis. Șmecherii mi-a dat două bilete, așa, a zis că din motive de securitate, nu știu de ce, să vadă cine intră, când, cât sunt. Hai că nu vreau de astea de jucărie, vreau trenulețe de alea mari. Vreau trenulețe mari. Uite-le, Varela de Montes. Asta e de munte. De trenuleț de munte. E interesant de muzeul ăsta pentru că Spania stă foarte bine din punct de vedere trenul și din punct de vedere rețea feroviară. Da, e cam mega. E printre cele mai tari din Europa. Hai, urcă-te, urcă-te. Hei, măi, te dau ăștia afară. Ăsta-i, știi cu ce seamănă? Ăsta seamănă cu mucănița. Mucănița? Da, da, da. Ați văzut videoul când am fost și ne-am plimbat cu mucănița? Vi-l lăsăm în descriere. Dar ce m-am gândit mai când am văzut trenul ăla? La faptul că poți să-l transformi în tiny house. Da, ia uite-l. Da. Da, dar unde îl pui? Trebuie să întinzi niște șine de-asta așa, un teren, să-l pui acolo. Nu gândești rău, nu zici rău. Până acum sunt de-astea, de muncă, de tras, de împins, de cărat. Haide! Cred că pe acolo, prin față, și te duci pe acolo, așa. Sau, vedem, poate te putem să ieșim acolo. Hai, hai! Este vagon de ăla din filme, de... să aruncă aia în ele, să scape de
atacatori. Grua de vapor. Îți fură trenul asta, grua. Îți fură vaporul? Îți fură vaporul, da. E parcat aiurea vaporul, vine grua și ți-l ia pe sus, ți-l duce și plătești amendă. Grua este ăia de ți ridică mașina, că ai parcat prost. Da. Aia care ne-au furat nouă mașina în Tenerife, da, mașina degeaba. Uite, s-a schimbat acasă. Poți să mă duc acolo să mă joc cu ăla? Merge? N-ai forță. Mică stric aici ce faci. Asta-i alea de... Așchile în mine, cred. Vezi că ăsta... Asta a fost să-l dărâme așa într-o parte. Da. Mergi în mină și scoți diamante din mină. Nu, asta-s de alea de... Ajunge, nu știu, Indiana Jones în mină și se pune în el și se rupe de-l... Și cad așa fâșine, știi? Da, știu, știu, știu. Nu, da, uite. Exact. În spatele nostru este un tour ghidat. Dar e în spaniolă. Nu știm atât de multă spaniolă încât să ne povestească să spre trenuri în spaniolă. Așa că tot aia că mergem singuri. Astea sunt under restoration, vezi? A, uite, aici, vezi? Astea care sunt blocate, le restaurează acum. Da, îți dai seama că ei le găsesc în niște, într-o stare foarte proastă. Uite, uite cum e ăla. Încă de viermi și de timp și de... Și ajung destul de ok, uite că asta. Deci, pe de altă parte, e păcat să le restaurezi fix, cum erau ele noi. Să pară așa că au trecut prin viață. Uite, stai și că e tractor. Vezi? Seamănă cu un tractor. Cuidado. Da, să conduc de asta cu aburi, să mă dau la lopată acolo, să fiu sclav, să bag cărbune. Stai și că-s de jucărie. Hă? Să-ți zic că jucărie pe lângă astea, uite așa cât e ăsta, uite cât e ăsta. Uite ambulanță, și tare, și asta poți să te urci, cred. Asta seamănă cu funicularul la care am mers noi unde? Stuttgart. Da. Am văzut atât de multe chestii în ultimele luni încât deja avem probleme în direcția asta, adică am văzut mult mai multe decât ar trebui să vadă un om normal în ultimele luni, încât în capul nostru este haos. Asta e electric, uite. Cineva se joacă ăla de mușcam și eu, cum e? Clash of Clans. Asta de ziceai tu că putem să-l facem tiny house. Bag-te acolo la volan întâi. Uite ce mică e treaba. Asta cred că-s mai noi și de-aia îți dă voie să urcinele că da. Mai are. Puertas de rece. Lasă-mă și nu-l închide. Da. Limpia parbrisas. E, și aici în spate? Tramvai, ăsta e tramvai. E și suficient de înalt cât să stau în picioare. Exact cum fac aia autobuze în America, exact aceeași chestie ca dimensiune. 14 metri. Domnul, ați cumpărat bilet? Nu, asta e aici mai bine. Cât face? Hai, pentru ochii tăi, e gratis, hai. Ochii tăi și gura ta. Și am ieșit. Și următorul punct pe lista noastră astăzi e Playa Poniente, asta de aici, care este incredibil de aglomerată. Toate plajele din oraș sunt incredibil de aglomerate. V-am zis că abia am găsit loc de parcare. Este... Și nori ăștia nebuni. Cum ar trebui să fie vara? Dar nu cu nori ăștia. Nu cu nori ăștia. Cum era mai devreme? Nu era mai devreme puțin nori. Da, mâine și că încep 3 ferii în oraș aici. Uleu, dar ce e asta înapoi aici? Ce e chestia asta? Dar cum miroase? Miroase nașpa. Deci e un de mare plaja. Și da. Ce zici, că apa vine monoral până aici, așa? Până aici?
coadă, e la Iogurisimo. Iogurisimo. Ba da, dacă eviți plaja, aici așa e Stockholm. Sau în spate, acolo. Să presupunem că marea asta, plaja asta nu există, de aici în sus. O, fie așa bună chestia asta? O fi așa bun iaurtul ăsta? Încercăm să ajungem spre centru încolo, undeva încolo, așa. Ia uite Gyros. Aha. Griegos. Gyros. Al nostru a fost mai bun. Da, normal. Facem cum facem și la bărcuți ajungem. E un semn ăsta. E un semn. Știi, aici au făcut ceva cu un curs, cu mini velierele astea, sau cum se cheamă ele. Escuela de Vela. Ah, nu e, e școală. Ok. Aici, în zona asta, se bea foarte mult cidru, dar e o chestie interesantă că se toarnă așa de la un metru cidru în pahar. Miroase, am văzut o tipă când asta mai devreme. Și o să mergem și noi să degustăm un cidru. De fapt, tipa cred că se antrena. Da. Nu prea ieșea. Uite ce mișto e clădirea asta aici. Exact lângă apă. Corporación de Prácticos del Puerto. Cruz Roja Española. Folosită. E în paragine, așa, dar e folosită. Mai avem un pic de urcat și ajungem la Santa Catalina Headband, nu? E un mirador de ăsta, așa, de unde ai o priveliște asupra orașului. Foarte interesant. Stars for clues. I call the moon. Then in my wildest dreams, there was a wave. Drăguță, ești dacă îmi bate vântul? Cam frăguț? Mergem să servim un cidru de la, de se toarnă de la 6 metri. Merg, dar aștept. Hai. Toată ziua m-am dat de obicei să mergem să bem. Era să facem mișcare întâi. Ne-am urcat aici, am făcut mișcare, am transpirat, am mergem în cidru. De exemplu, eu nu beau bere. Am motivele mele. Și... dar cidru îmi place. Da, pentru că cidru nu face să pară o șantieristă. De-aia nu mai bere. Deschide bobiță cât o bere. Așa la 6 guri, să-i treacă țetea. Nu beau bere, ce nu înțeleg. Foarte multe localuri de-astea ciudate, așa. Care par abandonate, dar nu sunt de fapt, sunt funcționale. Da. E... nu știu ce e. E un fel de vin... Lăsat, da, uitat în beci, nu știu ce. Din sticle de astea era monumentul ăla de pe plajă. Da. De sidru. Mă rog. Un ciudățel. Bobita zice la început că nu mai place. Așa. Dar a mers până la urmă. A mers, dar
Să știi că tot nu-mi place. Îmi pare rău, l-am băut, am mers, dar tot nu-mi place. Adică dacă aș mai veni o dată, e mișto de încercat o dată. E un natural. E un vin de țară, nu știu, nu așa bun ca un vin de țară. Parcă nu știu. E altceva. Un vin de țară prost. Are 6,5% alcool. Na, gustul e diferit. Da. Păi ce, ție ți-a plăcut? A, tentă prostire. Nu prea. Hai, mai vezi. Porcule. Slăbuț. Da, nu putem recomanda localul pentru că nu a fost ziua bună a băiatului care ne-a servit. Nu mi-a dus nici meniu. A fost decent. Până la urmă, nu cine știe ce. Standardele cu care ne-am obișnuit noi în Spania n-au fost, aici nu au fost. Aia. Ce? Zi. Și cât a fost? 3,40. Da. Da, am văzut, da. Super piețenache. Aș fi vrut să ne-am făcut meniu, pentru că voiam ceva de mâncare, dar pentru că m-ai întrebat... Nu ți-a mai fost foame. Nu m-a fost foame, da. Și am ajuns la mașină și acum o să mergem pentru ultimul obiectiv, pentru ultimul obiectiv de astăzi, la Mirador de la Providenția. Tot așa, un loc sus, de unde se vede frumos. Uite ce e aici, pe plaja asta. Asta e aia mare, nu? Da, aia, San Lorenzo. San Lorenzo, și că cea mai mișto plajă din zonă. Dar pe mine mă încurcă foarte tare algele astea, foarte, foarte tare. E așa arată drăguț, cu castelele alea pe partea aia, dar... Mamă, dar sunt cel puțin 6,5 milioane de oameni aici. Și am ajuns la Mirador de la Providenția. Cred că o să regreți un pic. Da, poate. Dar vedem, dacă e chiar așa rău, te trimit doar pe tine. Aici în... Gijón, da? Da? Sunt vreo 3 dealuri de astea unde, de unde poți vedea împrejurimile orașului. Ăsta e un pic la ieșire. Și am marcat unul. Da, și ăsta e al doilea. Catalina, acolo, și ăsta e al doilea. Ne ajung. Care arată cam așa. Asta e mai interesant. Adică e un pic... De asta am zis că o să regreți. Vedem acum. Ce drăguț se vede încolo. Haide. Uite, trebuie să filmăm, vezi, vezi se vede. Santa de Catalina Headband? Nu, tu dacă vezi. Da, da, de prima gata, peninsulă, gata, gata. A doua. Da, 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 gata, văd. O să poartă și vouă. Tu ai făcut așa? Nebunie. Nu vrei să încerci să urci? Gata, primul nivel, mie îmi place aici, e ok. Urcăm până sus, îți dai seama că urcăm până Mama, sus. Mama, se vede drăguț rău. Băieții, mănâncă ceva drăguț. Aș vrea și eu. Unde ești? Ce faci acolo? Bine. Uite ce mănâncă băieții ăștia. Ai văzut? Ce mănâncă? Ai văzut? Mama, e un super loc aici. E super natural, așa, nu știu cum să zic. Cu atât de multă verdeață. Wow. Bine, haide. Unde ești, mă? Încolo te duci. Te duci. Te duci. Ai văzut ce frumos se vede în partea cealaltă? Acolo? Da. Da, am văzut. Da, știi ce îmi place? E ok. Este, că e de piatră. Este, e de piatră, dar este pe pământ, dacă vezi. Adică faza mișto, nu pentru mine, dar faza mișto aș fost să fie în buza unei stânci, așa, știi? Treptele astea să iasă exact în mare, așa, să fie deasupra mării. Și nu e. N-aș fi urcat, n-aș fi urcat, dar... Măcar era o chestie, o treabă. Dar așa e pe pământ. Sunt așa șanse da. Măricele să nu mori. Wow! Se vede super de aici. Și la astea și bate vântul. Cât ahou jos. Dar îmi place, îmi place super mult. Iarba e tăiată, e numai bună. E numai bună să stai pe ea. Mergi la un picnic? Nu. Vezi tu, vezi tu acolo... Ce drăguț e, alea două loturi de pământ cu un mini tiny house da, acolo mamă, și câte două tiny house-uri de fapt. Hai că-mi ia telefonul din mână vântul. Uite ce mișto e acolo. Da.
Și hai să vă arăt acum și unde am fost mai devreme. Uite acolo. Atâta zoom avem. Aia e tot ce se poate. Deci e departe. Departe, departe. Foarte drăguță zona asta aici. Uite, Bobo, oamenii fac picnic. Da, e foarte, foarte drăguț aici. Este destul de interesant Gijón. Și sunt multe alte chestii pe care nu le-am văzut. Sunt o grămadă de muzee, o grămadă de parcuri naturale, drumeții prin pădure. În principiu, Spania de Nord este pentru cei cărora le place muntele și pădurea și iarba verde. Da. Pentru că este foarte, foarte verde. Cam atât de aici. Ne vedem mâine. Ne îndreptăm mai departe către Est. Da. Acum, pentru că am ajuns în Nordul Spaniei și acum o luăm drept așa către Est. Cam atât. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa.